am pus pariu cu Bubu că nu poate să stea 30 de secunde pe placa asta. Și dacă pot, ce se întâmplă? Fii atent. Ce se întâmplă dacă pot, ce se întâmplă dacă nu pot? Deci dacă poți. Mie ce vreau eu de la Mac? Da. Așa, și dacă nu, ce să fie? Sclavul nostru pentru. Să fii sclavul nostru pentru o zi, bate palma? Repede. 24 de ore sau până pune soarele? Până pune soarele. Bine. Hai să te vedem. Vino pe aici, uite, vino pe aici. Dar fără să te ții de bară. Chris vino să ne ajut cu timerul. Hai, trebuie să stai 30 de secunde. Stai să dăm drumul. Hai pe locuri. Hai. 3, 2, 1. Hai, ieși! Picior clănțănit! Oare unde-i Bubu? Nu-i nicio problemă, Hazel? Nu, pot da și ăștia, măi! Deci, ești sclavul meu? Da. Super, hai de Cristi, avem o grămadă de făcut cu Bubu! Păi și ce faci acum? Te-ai întins? Da, de ce? Păi, am ceva de făcut, hai de afară. Haide, hai afară să vezi. Tu vorbești serios? Serios, hai. Ce avem de făcut? N-ai zis că ești sclav până pune soarele. Bă. Uite ce soare e afară. Bă, eu văd că e lumină, întuneric. Haide, să mergem afară. Hai, ce mai pregătit? Salut, Keno, ce faci? Trebuie să strângi și să arunci toate astea. Toate? Toate, da. Știi că a zis Chris că îl doare spatele, așa că astăzi o să fii ajutorul nostru. Haide, apucă-te liniștit. Vreau doar să zic că pe ele mai face pișu Keno din când în când. Gustos! Bă, ce am ții aici? Nici nu pot să stai de ciment. Acolo sunt vreo 150 de kg. Așa, și ne apucăm de soacele. Mamă, ce greu e! Unde-i duc pe ăștia? Acum, hai! Pe băieții ăștia? Așa. Cam grei băieții ăștia. 25 de kg. Eu știam că puterea e cu tine. Da, dar cred că o să mă lase, sincer. Nu, am glumit, nu la gunoi, trebuie să-i ducem la Bogdan. Și unde sta Bogdan? Trei case mai încolo, hai. Mamă, uitați cât am de mers. Băieți, învățați carte. E cum e aia, pixul mai ușor decât lopata. Decât Weberston, aici. Aici? Da. Hai că nu e chiar așa departe. Și pune-i fix, nu aici, fix la intrare ca să nu plouă pe ei. Frate, cum să plouă? Uite de ce vreme e. Păi poate plouă, cine știe cum vine. M-am uitat eu pe meteo, nu plouă. Pui așa când mai aproape de ușa să nu plouă pe ei, da? Hai că mai avem decât 6 saci. Da, decât 6, ce n-ai? 6 saci în 6 saci. Run. Auzi, Bubule? Ce mai e pentru mine acum? Oprește, te lasă că o frec eu aici. Boy. Am altceva pentru tine de făcut. Cum ar fi? Știi ce fac eu? Întotdeauna sunt singura care face în curte lucrul ăsta. Știi la ce mă refer? Mâncare? Nu. Să strângi băieții ăștia pe care îi face Keno. Tu glumești, nu? Nu glumesc, îți dai seama că nu glumesc. Dar ce vorbești așa printre dinții? Te bucuri sau ce? Sincer, da. Eu cred că glumești. Iei punguțele, o punguță o ții să pui în ea și o punguță folosești pe post. Te ud. Da, și o punguță o folosești pe post de mănușă și ieși și îmi strângi acolo, hai. Dar știi că am dat astea cu gen să vomit imediat. Hai. Bă, acum fără Caterin, că arată naș fără de tot. Să fac punga cealaltă. Să fac direct?
Îl dau cu el așa, nu mă face. Alte proști. Băi, tu știi cum e la textură? Cred că e dulce la textură. Hai că mai ai 10-20 de băieți. Păticați cu cap într-unul. Vomiți pe el. Bă, nu mai fac, îmi vine să vomit. Hai mă că mai e câțiva. Mai sunt ăștia de aici. Ăia de acolo. Ăia de acolo, ăia de acolo. Și ăia de acolo, de la tine. Vomit. Hai, bă, hai. Bă, nu mă. Uite cum s-a fost lângă căcat și... Uite, ești prost, mă, vezi lângă căcat. Te spre-a prușat. Mamă, știi ce-s ăștia, nu? Chocolate fudge. Mici, direct. Facem mâine niște mici? Ia, mă rog, că mai mănânc mici în viața mea. Mai sunt ăștia de aici, a? Mai zi o dată, Crica, să fie și pe cameră. Alexandra mi-a zis că în ziua în care ești tu sclav, în ziua de astăzi, 38 august 2043, vrea, 53? Vrea să te pună să greblezi pământul din fața căsuței de unelte, acolo unde a tăbăcit Keno pământul și mai iarbă. Haide, ca să putem să plantăm gazon. Deja nu mai pot, jur. Haide, haide. Și acolo unde ești cu picioarele, da? Da, nu era de ajuns ca a strâns căcâțelul Keno. Nu, și mai avem și în față de făcut. Dacă Bubuși dorește să pună pariuri cu mine, când deja știe că toate pariurile pe care le-a pus până acum le-a pierdut, ce să-i fac? Spuneți voi în secțiunea de comentarii dacă merită să fiu miloasă cu el. Da, merită! Rămâneți alături de noi să vedeți ce o să facă până la final. Da, o turează să se laude aici pe video. Așa, om, așa, om, a? Bubule, mai puțin. Și scap. Profităm, Doamne ajută. Profităm acum de cât mai este ultimele soarele acesta puțin. Chiar. Ultima oră, ultimele minute. Bubu mai trebuie să amestece puțin aici gazonul, să-l ude, să dea o mătură pe aici peste tot pe jos, dar o să-l mai ajut și eu, vedeți că deja am început să-l ajut. Sunt fată așa bună. Așa, verișoară. Hai, hai, bubuțule. Bubule, un ultim pariu. O ținem până după ce pune soarele. Ai curaj? Păi, ce se poate întâmpla rău? Adică să mă pui să... Ai o surpriză din seara. Da? Batem palma? Hai, bate palma. Bate. Bun, deci rămâne până mâine dimineață, ceva. Da? Până mâine dimineață, da? Bine, bine. Super, ok. Rămâneți alături de noi să vedeți cea mai tare surpriză. Bate palma, Cri. Bă, da, greu mai aici să rămâne. Alexandra, știi ceva? Nu mai fac nimic, gata. Deci, aici s-a oprit challenge-ul. Ne vedem. Aici s-a încheiat vlogul, gata. Pa! Drăguților, astăzi veți vedea ultima pedeapsă pe care eu am să o dau lui. Acest individ nu și-a respectat pariul. Și la ora 6, ora veche, a aruncat din mână grebla și a zis că el nu mai face nimic. Însă ai zis că o să facem până următoarea zi, corect? Da. Deci nu ți-ai respectat pariul? Practic, da. Deci asta înseamnă că trebuie să te pedepsim. Trebuie să oprim, hai. Nu, nu, nu. Pedeapsa ta va fi următoarea. Oare cât timp în creștere? La mărimea care o ai de lateral? Bă! Bă! În 3 săptămâni, nu. Hai că nu ți-am luat mult. Acum ți-am luat.
de din fața spate să se vadă pe cameră șmeche. Acesta a fost și challenge-ul nostru de sclav 24 de ore. După cum puteți... Dacă că să rămâi cu fața asta de sclav mai mult timp. După cum vedeți, am cheiat și cu o frizură de sclav. Noi, acum sincer, scrieți în comentarii. Mie mi se pare că este super bine. Nu mi se pare că arată rău deloc. Da, dar... zice asta că ești vară, mea frate. Nu, frate, dar serios acum, deci chiar mi se rău deloc. Și dacă vedeți așa o pată albă, să știți că e de la lumina foarte puternică, nu chelește. Sperăm. Sau cel puțin speră. Mie mi se pare că este super bine. Lui nu cred că îi place, dar mie, sincer, te faci și pe tine așa, mă. Deci, bărbătează-te și mai dur, că acum știu cum scurt. Cum mi-aș da seama că ar sta puțin mai bine atât? Aveți vreo salopetă portocalie? Vreau să zic să-mi las păr puțin aici mai mare, nu? Da, un pic mai mare. Uite că își arunează părul. Cam ca înainte de mare. Adu și mie gel. După cum am spus, fraților, acesta a fost și challenge-ul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Foarte mult vă rugăm să ne dați un like pentru că ușor de ușor. Da, un follow pe TikTok mie și verișoarei mele. Acolo postăm o grămadă de chestii mișto. Și un follow pe Instagram. Nu uitați și de Shirek Shoes. Aveți Instagramul în descriere. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!